Numărul 14, Florescu. Numărul 24, Coajă. Numărul 16, Dejenar. Numărul 10, Plămadă. Bucovina, Rădăuți joacă în alb complet, iar Hușana într-un verde fosforescent. Echipa vizitatoare în verde complet, echipa câștigătoare în alb roșu. Da. Cum spuneam și în descrierea videoclipului, este un derby alb-albastru. Culorile celor două echipe sunt alb-albastru. Deci Puianu nu este pe foaia de joc. Centrare foarte bună aici. Rămâne minge zona tricoasă, șut și reține Jean. Da, spuneam de cazul Rădăuțului, se va judeca luni, să vedem dacă va fi sau nu va fi la șampionat. Dar un șut foarte bun și reține Turcă în 2. Hai, Sergiu! Pe bara a doua, foarte bună, Gârdea și mingea atinge pasa. Șutul pe Gârdea. Șut Gârdea pe jos și intervenție excelentă a portarului. Mingea, firmă cunoscută în lumea sportului. Centrare foarte bună aici și ce ratare aici pentru Bucovina Rădăuți. Însă din iarnă s-a întors la Huș. Pasa pe jos, este singur acolo în marginea careului. Și un șut bun, bară! Bară acum pentru Rădăuți. La Rădăuțului, situație bună aici și Plămadă, vedem centrarea, foarte bună centrarea! Șut defectuos, mingea a pus, e bună, șut! Și în plasa laterală. Da, ocazie uriașă acum pentru Bucovina Rădăuți. Pasează rapid, numai jucătorii mici de înălțime, de statură, dar foarte rapizi. Vedem centrarea bună și respinge Turiță de sub bară. Cât faci să stăm la un gol direct din corner. Așa că este un meci în care vom asta și la gol. Vedem aici un șut din unghi și reușește Jean să respingă în doi timp. A fost un șut pe scurt, mingea deviată. Aici recuperează Izmană, pasă la Solomon, un 2 cu Izmană, mingea rămâne la poziția Hușului. Un șut foarte bun, sare mingea, cum spuneam că mingea sare ciudată, ciudată, și acum a sărit destul de aiurea. M-am simțit ca la Formula 1. Am stat, cred că 4-5 minute la așa pasă bună la... Și mare, mare ocazie, acum este out de poartă. Ocazie uriașă acum pentru Huș. Foresta se distanțează cu Pașcaunul, v-am spus, au o misiune ușoară cei de la Foresta. Au nevoie de victorie pentru... Și acum Călin Ciobanu, șut bun pe scurt! Și intervenție foarte bună a portarului Rădăuțului. Cum a scris și un comentator aici, din păcate o veste tristă vine din fotbalul. Un șut bun și gol! Da, un șut foarte bun din 16 metri aici. Da, a fost un șut neașteptat, sincer. Un șut neașteptat acolo din întoarce. Aici urmează un șut de la distanță pe centru porții și reține portarul Bucovinei. Rădăuțu! A intrat Stroie cel mic, dar tare. Șut aici, se duce mingea peste poartă. Sau și câteva scandări aici pe... Yeah!
pornesc chiar și Vultanii Bucovinei o cântare. E bună și o ocazie mare pentru Dușan aici. Ocazie bună și intervenție excelentă aici a portarului. Des faza asta. Pentru că a dat o minge foarte bine pentru echipa noastră și pentru că a asistat la acest joc și n-a fost cazul de dezmembrări, el lucrează la dezmembrări. Mulțumim tare mult, domnule Cristie! Al Bucovinei, vedeam Vultanii Bucovinei Rădăuți și au făcut datoria. Este gata acest meci. Victorie pentru Bucovina Rădăuți. Este obiectiv îndeplinit. Rădăuți la barat. Ca și cu Suceava, care are 4-0 a câștigat cu Pașcaniu. Mesicoajă, da, bună tare asta, întrebăm. Trebuie să ne cumpărăm băieților bilete pentru Brăila. O să jucăm și cu Brăila, o să jucăm și cu Galați, nu contează. Oh,